Doi bărbați au murit în regiunea Harkov, iar o femeie a fost rănită după ce rușii au lovit cu o dronă o mașină în care aceștia se aflau. Totodată, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra Ucrainei. Între timp, viața ucrainenilor se împarte în două categorii, cea de înainte de război și după. Între timp, 65 de soldați ruși au murit după ce ucrainenii au lansat un atac asupra unei baze rusești de antrenament în estul Ucrainei. De cealaltă parte, rușii au adunat până acum peste 260.000 de militari de-a lungul liniei frontului ucrainean. Ucrainenii spun că viața lor de după război s-a schimbat mult. Aceștia trăiesc cu frică în sân pentru că în orice moment pot fi atacați. Pe măsură ce armata moscovită lansează zilnic drone asupra infrastructurii civile, oamenii se plâng că nu pot trăi în liniște. Prima explozie ne-a doborât la pământ. I-am spus soției mele că trebuie să fugim. Am rămas practic fără casă. Tocmai deschideam ușa când a avut loc a doua explozie. Din cauza undei de șoc am căzut jos. Ferestrele s-au spart și sticlele au căzut peste soția mea. Unii oameni chiar au avut mult de suferit. Puteți să intrați la balcon să vedeți în ce stare este. Uitați-vă, acestea sunt consecințele bombardamentului rusesc. Stăteam în această poziție când a avut loc explozia. M-am tărât pe jos pentru ca să nu mă rănesc. Copilul meu era în cameră, locuim aici singur, dar ne-am speriat foarte tare. A fost foarte înfricoșător. Nu ne-am ales cu leziuni pentru că explozia a avut loc departe de noi. Totuși casa s-a ales cu fisuri, lovitura a fost puternică. Totodată, inamicul a lansat peste noapte 6 rachete și 19 drone de atac asupra Ucrainei, potrivit armatei din țara vecină. Sistemele de apărare aeriană au doborât 13 drone și o rachetă în regiunea Poltava. Între timp, ucrainenii au lansat un atac cu HIMARS asupra unei baze rusești de antrenament de lângă Volnovaha, în estul Ucrainei. Soldații ruși ar fi fost aliniați în câmp deschis, așteptând inspecția unui general. În acest timp au fost atacați, iar 65 dintre militari ar fi murit pe loc. Între timp, rușii au în prezent masați peste 260.000 de militari de-a lungul liniei frontului ucrainean, o forță de luptă care poate fi comparată cu cea de la începutul războiului, potrivit unui studiu prezentat de un grup de experți militari finlandezi. Această concentrare de luptă arată că Moscova ar putea declanșa o amplă ofensivă asupra pozițiilor ucrainene.